În fiecare an, în preajma Crăciunului, la Tămășeni se desfășoară un important eveniment interjudețean de Datini și obiceiuri de pe Valea Siretului. Din păcate, anul acesta, edilii de la Tămășeni nu vor mai putea organiza acest tip de festival din cauza faptului că sala de festivități a Căminului Cultural nu deține autorizație ISU de securitate la incendii. Din pricina autorizației de funcționare de ceea ce s-a întâmplat la colectiv, deci de anul trecut, practic, această sărbătoare s-a stopat pentru că în Căminul Cultural intrau foarte mulți oameni și cred că până la reautorizarea Căminului Cultural, cred că ar fi un pic dificil. La un asemenea festival de Datini și obiceiuri strămoșești participă în jur de 400 de persoane, de regulă copii, iar capacitatea reală a sălii este mult mai mică. Condițiile impuse de ISU în privința securității la incendii sunt, după tragedia din clubul colectiv, extrem de drastice și pentru conformare sunt impuse investiții foarte costisitoare. Dacă ne vor da voie să facem această sărbătoare, pentru că se vor aduna cel puțin 400 de oameni, o facem. Dacă nu, nu riscăm să primim o amendă sau nu avem o altă sală. Și n-ați făcut demersuri de... Ba da, sunt demersuri, am început lucrările, dar astea sunt de durată un pic. Investiția este foarte mare și nu o putem realiza chiar atât de ușor. Eu o să încerc să vedem dacă o să ne dea voie să o facem. Anul ăsta vom continua. Stadiul lor, băieții, copiii sunt pregătiți, nu-i problemă. O să vedem, o să vă dau un răspuns probabil în altă zi. Festivalul de Datini și obiceiuri de la Tămășeni, grai și dans populari, izvor de comori și strămoșești de pe Valea Siretului adună cele mai frumoase tradiții și obiceiuri de iarnă din județele Neamț, Bacău și Iași, legate de obiceiurile de Crăciun și de Anul Nou la români. El era unul dintre proiectele culturale foarte apreciate înscrise în calendarul activităților extrașcolare ale Ministerului Educației și Învățământului, care a fost inițiat de colectivul didactic al școlii Tămășeni în anul 2007.